baby de rap din 93 în 010. De vreo 16 ani treaba nu s-a oprit deloc. Limbajul de pe stradă în ureche a creat un șoc. Iar de atunci se ascultă hip-hop în orice bloc. Am trecut de la beat-uri de pe un platan sau două la studiouri care valorează 10.000 de euro. Evoluție, deși o abordare nouă s-a plecat de undeva. Asta vreau să vă zic și vouă. La început am fost câțiva, acum sunt vreo 100.000. Dar dacă întreabă cineva de cei de atunci, ar trebui să știi, adevărații veterani vor muri. Pe casete și CD-uri au rămas legende vii. Abar n-am ce va fi, dar știu că o să fie bine. Peste 16 ani se va vorbi și despre cei ca mine. Suntem o generație care dă din cap, datorită celor care au spus atunci what the fuck. Experiența își face simțită prezența, care sunt absenții. În ziua de azi până și clienții se crede stare de invenții. Insistenții cu pretenții vor să fie ca nu știu ce. Își iau inima dinți, lumea în cap și pumni în intestine. Lăsă la o parte scene din filme cu eroi preferați și veterani cu cruce și lanț. Unde sunt adevărații de după bloc? Sunt prinși în lanțul slăbiciunii cântând despre durerea lumii. Unii și-au luat vacanțe de vis, alții și-au luat visele scris. Unii au rămas tot aici după cum au promis. Respect pentru ei și pentru ce au zis. În rest de trist, sau poate sunt eu pesimist. Sau poate sunt eu pesimist. Tot ce facem atunci se datorează celor care au început atunci într-un urmat apoi de fiecare dintre noi. Strigăm acum să se audă tare îndepărtare. Yo! Bucata asta e pentru voi. Tot ce facem atunci se datorează celor care au început atunci într-un urmat apoi de fiecare dintre noi. Strigăm acum să se audă tare îndepărtare. Asta e pentru voi. Că ați rămas atâta timp alături de o mișcare care niciodată nu s-a dat în lături. Pentru voi avem numai gânduri de bine, că voi ne-ați inspirat să punem pe foi rânduri de rime. N-avem de ce să avem regrete, mi-aduc aminte și acum cu nostalgie de primele concerte. Îmi vin în minte primele coperți de la casete și mai ales cuvinte care ne-au ajutat să alegem drumuri drepte. Ne-ați învățat să dăm din cap pe bituri, ne-ați arătat că dacă vrem oricând și noi putem să spargem ziduri. Și pentru toate astea vă mulțumim și ridicăm o mână pentru veterani. Sperăm să fim urmașii voștri demn de peste ani. Să avem putere să continuăm ceea ce ați început cu aceeași plăcere. De aceea stăm aici în continuare, lângă hip-hop cu sufletul, până la ultima suflare. Hei, ultimul spas, ultima suflare. Ultimul soldat căzut, uitat, parcă de dus la primul apus de soare. Își întoarce acum fața, sătul de ceața în care l-am lăsat din nepăsare să-și continue viața. Nu se poate să-l ignori că ce-a făcut istorie. N-a fost plătit, a ajuns doar motivat de glorie. În timpul meu, cu părere de rău, mulți dintre ei au ajuns ca bătrânei la care le cedez locul metrou. Dar muzica e nemuritoare. Mă uit cum apare să dea rafale în microfoane. Câte unul din ăsta de știm noi tare. Și nu are nimic dansant, dragii mii, dar îți vine să zici hei, dari, dari, da, yeah. Prea fericit un EV140. Tot ce facem atunci se datorează celor care au început atunci într-un urmat apoi de fiecare dintre noi. Strigăm acum să se audă tare îndepărtare. Yo! Bucata asta e pentru voi. Tot ce facem acum se datorează celor care au început atunci într-un urmat apoi de fiecare dintre noi. Strigăm acum să se audă tare îndepărtare. Yo! Asta e pentru voi. Adevărații veterani, ne-ați învățat să dăm din cap pe viitor.